ne da putere ca să venim aici, în casa de rugăciune din Ziman, aici unde, cum am cântat, cobor Iisuse între noi, cobor din slăvi divine. Și eu cred că în această cântare am făcut fiecare o cerere lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezent aici. Pentru că ascultă și le cunoaște așa de bine și a citit: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, niște condiții, dacă mă iubiți, urmată de niște porunci. Și care sunt poruncile? În capitolul 15, cu versetul 12, spune Domnul Iisus: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Grea poruncă. Nu? Păi e grea, că așa suntem noi oamenii. De multe ori, și nu e rău să faci declarații, să spui că te iubesc, dar hai să și dovedim lucrul acesta. Că și Petru a făcut declarații și l-a întrebat Domnul Iisus: Petru, mă iubești pe mine? Doamne, știi că te iubesc. Și sunt niște condiții. În Luca, acolo Domnul Iisus spune că dacă voiește cineva să vină pe mine, să se lepede de sine, adică nu eu sunt pe primul loc, ci Dumnezeu, să-și ia crucea, așa, nu câteodată, nu așa cum vrem noi, ci în fiecare zi. Și ce să facă? Și să-L rugăm pe Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne și în putere. Duhule Sfinte, îți mulțumim că încă ne mai conștientizezi. Duhule Sfinte, îți mulțumim că încă ne mai vorbești. Amin. În bunătate, în dragoste. Și dă-ne putere ca în fiecare să ne pocăim mai mult. Amin. Aș vrea să ne rugăm în rugăciunea, în următoarea rugăciune. Ne-am rugat pentru putere, să ne umple Dumnezeu cu puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Dar cum s-a spus, Duhul Sfânt nu este o putere, este o persoană. Amin. Duhul Sfânt este o persoană, dar în același timp e și o putere. Și aș vrea să ne rugăm pentru vremurile care vor veni. Nu știu ce va fi mâine. Nu știu. Noi cântăm cântarea aia. Nu știu ce va fi mâine, să știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Că și eu sunt fiul său. Nu știu. Dar peste o lună. Dar nu știu ce va fi peste 10 minute, când ești mai afară de aici, nu știu. Poate fi o furtună, o grindină să spargă tot, nu știu. O zăpadă în care nu ne așteptă, nu te aștept. Pentru că Dumnezeu poate să se schimbe și anul timpurile la clipială. Să transforme iarna în vară și invers. Pentru că Dumnezeu și suveran. Chiar dacă noi se pare imposibil să facă lucrul ăsta, se poate. Pentru că Dumnezeu e suveran, slăvit să fie numele Lui. De aceea, aș vrea să ne rugăm, pentru că vremurile care vor veni, Dumnezeu să ne întărească mai mult. Dumnezeu să îndure de noi, de copiii noștri, de familiile noastre. Și, vedeți, oamenii își fac așa parte ca să meargă, să călătorească în diferite țări. Alte țări unde se cere pașaport. Și în condiții. Să mergi la poliție, să așa pașaport, să prezinți la autorități când treci vama. Și mă gândeam așa, mă, și scos la pașaport, nu merg cu programare. Dacă joia seara ai anunțat că la adunare că
Fă pașaport aici. Aș fi cod. Dacă ai anunța, orice altceva, numai rugăciune să nu fie. Să primească ce? 100 de euro. Pentru că și cu Domnul Iisus, mulți l-au urmat. Mulți au mers după el pentru că credeau că mănâncă bine. Mulți au mers după el, dar prea puțin forțat la plug, cum se spune. Prea puțin au stat până la sfârșit, până la capăt. Dar spune Biblia că cine rabdă până la sfârșit, până la final, va fi. Nu știu ce vremuri vor veni. Însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de vremurile care vor veni. Slăviți să fie numele Lui. Haideți dedicați în picioare să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să reverse harul Său peste noi.